Dăm slavă lui Dumnezeu pentru această comuniune și această privire împreună cu părintele Arsenie Papacioc, părintele Petron, părintele Justinian, care este o istorie întrupată, o istorie duhovnicească. Dăm slavă lui Dumnezeu că se împlinește ceea ce spune părintele Arsenie, că orice clipă poate să fie un timp care duce la veșnicie și orice suspin, orice suspinare poate să fie o rugăciune. Aș încheia doar câteva expresii ale părintelui care îmi plac foarte mult. Când spune rugăciunea, rugăciunea este inima ta în inima lui Dumnezeu. Sau prezența inimii tale în inima lui Dumnezeu. Și aceste cuvinte îmi aduc aminte de inul Acatis de la Domnul Aprins, prin care Maica Domnului zic asta, este cinstită, spunând bucură-te cea prin care inima omului vale împreună cu inima Domnului. Și vă mai recomand. Vă recomand ceea ce ne spune Părintele. Eu recomand o stare de veselie lăuntrică din inimă, o stare care înseamnă rugăciune neîncetată. O stare de veselie adevărată, degajată de problemele vieții, de problemele cărărilor vieții, la reunia și alealuia. O stare de veselie cu orice chip. Dacă e întristare, se crucesc cu ore diavolului. Este o stare de absență, de plecare. Vizbese. Mulțumesc mult celor care s-au ridicat împreună cu noi. Le mulțumesc în timp deosebit părintele Justinian, domnului președinte și domnului Sorin. Mulțumesc de asemenea domnului Ciprian Oliviș, pentru că am avut asigurată sonorizarea de la Trinitas. Îi mulțumesc și lui Mihai Bostan, care de fiecare dată este împreună cu noi. Dă slavă lui Dumnezeu pentru această clipă de întâlnire. Regret încă o dată, regret, că studenții teologi, trebuie să o spun, sunt puțini în această sală. Ce ne-am face fără poporul credincios? Să audă studenții teologi că avem nevoie de asemenea mărturii și să aibă răbdarea privegherii, fără a ne așeza în privegherie, când spunea cineva, Doamne, am venit și noi de a ține mult. Privegherea la Sfântul Munte Argos, părinte, ține și două șuvări, nu? Așa. Deci privegherea ține. Când te așezi în starea de privegherie, atunci ați văzut filmul, înainte am început cu veceria, cu venit deschizând cu mâna ta și apoi Doamne, strigată în slava, a fost o privilegie pentru care vă mulțumim tuturor și Dumnezeu să ne ajute să continuăm.